luna august, dacă nu mă înșel, sau în iulie, mai bine spus, am aprobat noua grilă de salarii, grilă care a intrat în vigoare cu luna octombrie. O grilă asumată atât de sindicat, cât și de conducerea primăriei municipiului Roman. Pot să vă spun că la acele discuții, cred că din partea salariaților au fost undeva un număr de 10 persoane, plus reprezentanți de la celelalte entități cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local. Deci nu a fost doar o discuție formală, ci a fost doar chiar o discuție constructivă, acolo unde fiecare dintre părți a venit cu argumentele potrivite și a rezultat o grilă de salarizare asumată de toată lumea, care în momentul de față este deja în plată. Sigur că în luna iulie, când am făcut noi vorbire de această grilă, așa cum existau proiecțiile, erau o lege care putea fi asumată de către Primăria Municipiului Roman, neluând în calcul însă faptul că guvernul, printr-o ordonanță de urgență, a venit și a schimbat total regulile jocului, subfinanțând practic toate primăriile din România, pentru că nu e cazul doar al Primăriei Municipiului Roman. Și eu chiar am stat de vorbă cu câțiva colegi primari de municipii și chiar municipii reședință de județ. Mulți dintre ei au ajuns la concluzia că salvarea trebuie să vină dintr-o majorare de taxe și impozite. Eu am spus că mie nu mi se pare corect ca cetățenii municipiului Roman să plătească mai mult pentru o serie de decizii greșite ale guvernului, plus faptul că o majorare de taxe și impozite nu înseamnă neapărat încasări mai mari la bugetul local, pentru că există riscul ca cetățenii sub povara atâtor impozite pe care le plătesc astăzi și a unor posibile scăderi de salarii prin aplicarea transferului contribuțiilor către salariați să rămână cu bani mai puțini. Vedeți foarte bine că și prețul la combustibil a crescut foarte mult și la energie electrică și la gaze naturale și atunci au crescut foarte mult și cheltuielile. Deci vă spuneam că o majorare de taxe și impozite nu rezolvă pe fond o problemă și chiar există riscul de a nu încasa nici măcar la nivelul anului trecut. În continuare, eu margez pe ideea că guvernul trebuie să vină cu o formulă clară de compensare a acestor pierderi pe care primăriile le au. Probabil la prima ședință de comitet director al Asociației Municipiilor vom relua această discuție și vom începe negocieri cu guvernul, tocmai în această idee de a ni se compensa pierderile pe care le avem. Mai departe, sigur că vom aștepta legea bugetului de stat pentru anul 2018. Ulterior, cotele care ni se comunică de către Direcția Generală a Finanțelor Publice și în funcție de aceste sume vom începe fundamentarea bugetului pentru anul viitor.